Salut, Berbeci! Voi face citirea pentru săptămâna 10 iulie 16 iulie o săptămână importantă pentru faptul că schimbăm axa nodurilor lunare pe Berbec-Balanță. Veți primi acest aspect la horoscop și, bineînțeles, avem uh, Mercur, va intra, uh, va face ingrisul uh, în uh, leu și uh, Marte în uh, pecioară. Venus rămânând în leu, Jupiter în taur, alături de Uranus. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi în această săptămână Berbeci. Iată, de sunteți dezamăgiți. Poate că voi v-ați fixat un scop pentru această săptămână și vedeți că acest scop este foarte departe, deci să atingeți acest scop, să vi-l împliniți, nu este ușor. Aveți aici un blocaj în față râul, deci nu puteți traversa acest râu decât întorcându-vă înapoi, făcând un drum în plus și folosind ce cupe va mai rămas. Deci ce energie va mai rămas, ce soluții au mai rămas. Haideți să vedem voi în primul rând. Voi aveți aici o împăcare, o înțelegere. Vă doriți să vă înțelegeți cu cineva, să vă împăcați, să ajungeți la o armonie, atât voi cât și celălalt să cedeze, astfel încât totul să fie bine și să existe înțelegere. Și împăcare. În ceea ce privește fericirea, creativitatea, hobby distracție, aveți aici cumpătare vreți să studiați foarte bine forțele care intră în joc, astfel încât să țineți sub control o situație, să evaluați foarte bine, astfel încât să vă aduceți în puterea voastră o persoană pe care vă doriți, sau poate chiar să ajungeți acolo unde vă doriți. Deci sunteți foarte cumpătați, echilibrați, este o arcana a echilibrului din punct de vedere al fericirii pentru voi, echilibrul. În schimb și am putea spune aici sunteți voi, berbecii. Poate fi vorba de un curs, poate fi vorba de un studiu, de o călătorie, dar în același timp dacă sunteți bărbați, vă reprezintă pe voi berbecii. Vreți să dați să ajutați pe cineva, vreți să vă arătați autoritatea, vă, deci Întotdeauna împăratul are o anumită autoritate, o anumită prestanță, el îi protejează pe ceilalți, el este cel care luptă pentru dreptate, pentru adevăr. Deci este o arcană majoră destul de importantă împăratul. Resursele voastre, s-ar părea că primiți bani. Uh, dar la locul de muncă sau sănătatea sunt înscrisuri falsificate. Și iată că aici aveți bani de primit. Uh, poate să fie bani, cum să spun, cât ceva peste ce luați de obicei. Să primiți ceva în plus, nu foarte mult, dar este o sumă care vă permite să-i împărțiți, să, uh, să faceți mici uh, plăți, ce aveți de făcut, dar vă permite și voi să vă distrați, să puneți ceva bani deoparte să vă distrați. La locul de muncă sau legat de sănătate, este un ceva înscris falsificat, ceva care nu este adevărat, am putea spune că această arcană vă atenționează, fiindcă poate într-un contract, poate eu știu, legat de sănătate, o analiză ceva care a venit spre voi și a, a, a dat răspunsul nu este cum să spun, nu este suficientă, mai trebuie să mai aveți și altceva. Și acest lucru știți că nu este suficientă. Este ceva care este greu de depistat. În schimb, sau poate să fie un contract făcut cu o persoană de la locul de muncă care ascunde, ace ascunde ceva. Trei de băte arată inițiativa voastră. Aveți o inițiativă legată de carieră, astfel încât să se dezvolte, să fie benefică pentru voi. Este ceva legat de comunicare, de uh, comerț, de. Uh, este ceva care trebuie să vă și ocupați de această inițiativă pe care ați început-o uh, pentru a avea ceea ce vă doriți, pentru a primi ce vă doriți. Uh, comunicarea. Contractele și uh, relațiile. În comunicare uh, cu frați, surori, veri, persoane apropiate, vecini, uh, ceva pierdeți. Fie că ați intrat într-o mică, um, să zicem, investiție, afacere, ceva, care vă aduce pierdere. Uh, am putea spune că nu sunteți singuri, deci nu pierdeți singuri, mai pierde cineva cu voi, dar nu este un aspect prea benefic, deci nu cade bine această pierdere în schimb, într-un contract. Poate să fie și o căsătorie, poate să fie o logodnă, o afacere, o asociere. Voi arătați că vă simțiți foarte bine cu persoana cu care sunteți în această combinație. Chiar dacă nu aveți, să zicem, aceeași vârstă, chiar dacă eu știu ceilalți sunt uimiți de relația voastră. Voi totuși vă simțiți foarte bine în această relație și arătați că este o relație benefică pentru voi. Roata norocului e din nou arcană majoră în relații. Relațiile voastre trec cum am putea spune printr-un printr o selecție, fiindcă această roată a norocului, voi v-ați dori să aveți noroc, deci să întâlniți o persoană care să vă ajute, sau vă doriți ca prietenii voștri să vă înțeleagă și să vă ajute, sau protectorii voștri. Dar această roată a norocului vă spune că nu aveți de unde să știți dacă se va întâmpla așa sau nu. Voi sperați! dar este bine să faceți totul pentru a vă apropia acest noroc, adică să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, să fiți corecți în această atitudine și, bineînțeles, să vă ascundeți scopurile și să fiți fermi, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi în final cheia puterii în palma voastră. Și iată familia căminul, vă scoate țapii spășitor, o regină de monede și ultima patru de bâte. Am putea spune că în familie ne referim la părinte, la relațiile care sunt în familie, la relația cu partenerul de viață, la relații care au vin din trecut, la influenței pe care le simțiți din trecut, aveți acest sacrificat. Am putea spune că atitudinea voastră de a ajuta pe cineva, de a înțelege pe cineva pe ceilalți i-a făcut să vă marginalizeze, să vă impună această stagnare și este într-adevăr o stagnare impusă din care puteți ieși numai dacă vă schimbați concepțiile, fiindcă ceilalți vă scot țapii spășitori. Schimbarea pentru voi vine în această relație cu o regină de monede, o femeie cu ascendent zodie sau lună plină în capricorn. Este o femeie care uh, știe să. Uh, își folosească creativitatea, ceea ce face ea, sau să câștige ceva bănuți în plus, chiar și dintr-o muncă de îngrijitor, de... deci nu este o femeie care să aibă mândria celorlalte regine. Această regină de monede este cea mai bună regină, cea mai înțeleaptă și ea nu strânge averi pentru ea, dar, întotdeauna, dacă aveți nevoie de bani, apelați la ea. Și această schimbare vine odată cu această regină de monede. În schimb, secretul nostru este legat de o casă, de un cămin, de investiția într-o locuință, de modernizarea unei locuințe. Sunteți preocupați de amenajarea ei, de uh, eforturile pe care le faceți, atât financiare uh, cât și uh, fizice, uh, pentru a rezolva această problemă cu această locuință. Și, în primul rând, uh, să nu uităm, aveți aici. Uh, Câteva arcane majore care arată că va fi o săptămână importantă pentru voi. Eu vă doresc numai bine și nu uitați dacă vreți să ajutați acest canal. Puteți să vă abonați, puteți să dați un like și vă mulțumesc!